zilele astea, noi suntem Ivan Cezan. Ok. Eu vreau să spun câteva studențe mai trebuie. Am un defertor la studențe cu care am lucrat. Deci asta e performing art. Asta ține nu de teatru, pentru că eu vreau să pregătesc publicul. Ține de altceva. Voi acum o să vedeți. Poftim? De ce am? Voi acum o să vedeți. Și ce vreau să spun, că băieții, fiind deja la anul 3 la profesia lor de artiști teatrali, au însușit, eu cred că au însușit la prima etapă, totuși este primul semestru, a performance-ului, că performance nu ține de, numai de joc. Adică performance, jocul fericească. Asta, în primul rând, ce eu am încercat să le explic, nu se strânesc, dar să le explic. Ei au înțeles că ei nu sunt actori, dar ei sunt artiști. În cazul dat. Deci ei singuri și-au creat operele. Și ei, eu cred că în operele sale ei au înțeles că artistul nu este în competiție cu alt artist, dar artistul este în competiție cu sine însuși, cu prezentul și cu trecutul său. Și asta fac bine. Eu cred că ei au reflectat în operele sale. Mersi și vă spun enjoy.
Și mama a făcut un experiment. M-a tuns chel și a pus un fir de părul într-un pic, ca amintire. Adică, dacă nu mă crăștea așa, mă departe să ne amuzăm când voi fi mai mare. Și n-a fost să fie așa, am crescut la fel și atunci a devenit un fel de... cum se spune, un fel de... ca un copil neobișnuit, ceva în familie care nu mai era și eram așa cu un fel de pe loc. Foarte... ea a plăcut la început, era interesant să fie așa special, dar cu timpul devenea foarte frustrat. La grădiniță, școală, toate erau chestii strane pentru mine, erau senzații strane, pentru că eu nu eram ca ceilalți. Și cât de banal și patetic ar părea, era foarte, foarte rău pentru mine. Pentru că nu puteam să mă integrez. Ceilalți copii, ei îndepărtau, era normal să fac chestia asta. Îndepărtau ceea ce era diferit de ei. Și eu nu puteam să înțeleg, eram copilul. Era normal să nu înțeleg și să vin acasă și spun, nu mai vreau părul ăsta, dar sunt tare. Spun, nu, pentru că tu ești. Așa trebuie să fii tu. Și normal nimeni nu m-a întrebat, eram copil. Când am ajuns pe clasa 8-a, deja am început și eu să fac un pic de panică, că tot vreau să mă tun. Și adică de atunci asta a devenit un fel de temă tabu în casă, era interzis total, nu se putea face, era ca o axiomă, tu trebuie să fii așa, foarte lung. Mama, vreau să încep de la seara. Mama, vreau să am posibilitatea să greșesc. Lasă asta pentru amuzament.
Te iubesc pentru că știu tot ce urmează să facem împreună. Vom merge de-a lungul ideii și nu ne vom opri. Vom descoperi cu mințile noastre ideale ideea și nu ne vom despărți. Vom ști totul despre iubirea noastră prin internet și ne vom trimite mesaje de îmbunătățit un destin global. Și te mai iubesc pentru că știi să găsești iadul prin care poți să treci cu alanul de îndrăgostiți după tine. Te iubesc pentru că nu știi cine ești, dar mi-arunci în față o mască pe care pretinzi că e a ta.